Bine v-am regăsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papacostea. Discutăm astăzi despre un subiect care ne preocupă pe toți sau care ar trebui să ne preocupe pe toți. Volumul se numește Deep Work și are ca subtitlu Concentrarea ca superputere într-o lume a perturbărilor. Volumul aparține asistentului universitar informaticianului Cal Newport și a apărut la editura Publica. E bine, asta este o temă foarte importantă, pentru că asta e marea problemă a fiecăruia dintre noi, a mea cel puțin. Sunt în continuu distras. Distracțiile, adică ceea ce mă distrage, se află la tot pasul, pe ecranul telefonului, de exemplu, foarte la îndemână. Și atunci constat că, deși muncesc din greu și deși am atenția, capacitatea de a fi concentrat, educată, mi-este totuși foarte dificil să rămân atent, concentrat, focusat în această lume a distragerilor, distracțiilor. Cum să fac pentru a fi mai focusat, mai atent? Cum să facem pentru a fi mai eficienți în munca noastră? E bine, Cal Newport vine cu niște sfaturi foarte practice și cred atât de necesare pentru fiecare dintre noi. Și când spun asta, nu mă refer doar la adulți, mă refer și la copii care, după cum bine știți și dumneavoastră, suferă de acest sindrom al lipsei de atenție. Iar lipsa de atenție, care de multe ori e considerată a fi doar un rezultat al nefericitei aranjări a genelor, poate fi însă indusă și prin tehnologie. Așadar, lipsa de atenție este realmente o problemă, iar felul în care ne putem recăpăta atenția poate reprezenta și este un subiect de mare interes. Ăsta e motivul pentru care am citit cu fascinație acest volum și de altfel motivul pentru care vi-l prezint cu atâta convingere. Avem nevoie de o astfel de carte pentru a ne reaminti faptul că putem fi mult mai eficienți și mult mai fericiți cu viețile noastre atunci când devenim mai puțin atrași, mai puțin distrași, de fapt. Cal Newport, așadar, are niște sfaturi foarte concrete, foarte la îndemână despre cum am putea să devenim mai eficienți, despre cum am putea să accesăm mai ușor munca noastră atunci când suntem concentrați. Volumul lui Cal Newport nu este chiar o mare filozofie. Sunt, desigur, spuse aici chestiuni pe care le intuim cu toții și pe care, în felul nostru puțin ipocrit ca adulți, le recomandăm copiilor noștri. De exemplu, să lăsăm puțin deoparte ecranul, fie că asta înseamnă telefonul, tableta, laptopul sau televizorul. Pentru că ecranul, folosirea ecranului, folosirea nu neapărat excesivă, pur și simplu folosirea unui ecran ne poate face să devenim foarte distrași și apoi foarte greu de pus la oaltă pentru a deveni din nou atenți. Deep work, concentrarea ca superputere, realmente concentrarea este o superputere într-o lume a oamenilor prea distrați. Haideți să vă și citesc ceva din volum. Un sfat foarte la îndemână. Renunțați la social media. Când Ryan Nicodemus a decis să-și simplifice viața, prima țintă au constituit-o posesiunile sale. În momentul acela, Ryan locuia singur într-un apartament spațios cu 3 dormitoare. Ani în șir, mânat de impulsul consumerii, se străduise să umple acest spațiu mare. Acum venise momentul să repună stăpânire pe viața sa confiscată de obiecte. Strategia la care a recurs e simplu de descris, dar radicală ca idee. A petrecut-o după amiază împachetând tot ceea ce deținea în cutii de carton, ca și când s-ar fi pregătit să se mute. Pentru a transforma ceea ce el a descris drept un demers dificil în ceva mai puțin împovărător, a numit operațiunea petrecerea de ambalare, explicând totul este mai incitant când e o petrecere. Nu-i așa? După ce a terminat de împachetat, Nicodemus și-a petrecut următoarea săptămână făcând ce făcea de obicei. Dacă avea nevoie de ceva împachetat, îl despacheta și îl punea la loc unde îi fusese locul. La sfârșitul săptămânii a observat că majoritatea lucrurilor sale rămăseseră neatinse în cutii. Așa că s-a descotorosit de ele. Lucrurile se acumulează în viețile oamenilor parțial pentru că atunci când ne confruntăm cu eliminarea unui obiect, e ușor să ne facem griji dacă ne trebuie într-o zi. Dar folosindu-ne apoi de această grijă ca scuză pentru a păstra obiectul respectiv, chiar dacă stă degeaba. Petrecerea de împachetare a lui Nicodemus i-a furnizat dovezile definitive că cele mai multe lucruri pe care le deținea nu erau obiecte de care avea nevoie și, prin urmare, i-a fost de folos în demersul de simplificare. Așadar, putem să ne simplificăm viața exterioară, dar, la fel de bine, demersul merge și spre interior. Iată cum. Ultima strategie a furnizat o metodă sistematică care să vă ajute să vă sortați instrumentele în rețea, care vă confiscă în momentul de față
timpul și atenția. Această strategie vă oferă o abordare diferită, dar complementară pentru aceleași probleme și este inspirată de abordarea lui Ryan Nicodemus în înlăturarea tuturor lucrurilor inutile. Mai exact, această strategie vă cere să aplicați echivalentul unei petreceri de împachetare asupra serviciilor de social media pe care le folosiți acum. Însă, în loc să împachetați, vă veți interzice să folosiți 30 de zile. Pe toate, Facebook, Instagram, Google+, Twitter, Snapchat, Vine sau orice alte servicii care au devenit populare de când am scris aceste cuvinte. Nu vă dezactivați oficial conturile și, acest lucru e important, nu menționați online că vă retrageți. Încetați pur și simplu să le mai folosiți dintr-o dată. Dacă vă contactează cineva prin alte mijloace și vă întreabă de ce nu mai sunteți activi pe o anumită platformă, îi puteți explica, dar nu vă dați peste cap pentru a le spune oamenilor. După 30 de zile de izolare autoimpusă față de viața online, adresați-vă următoarele două întrebări în legătură cu fiecare dintre serviciile pe care le-ați părăsit temporar. 1. Ar fi fost ultimele 30 de zile semnificativ mai bune dacă ați fi putut folosi acest serviciu? 2. Le-a păsat oamenilor când nu am folosit acest serviciu? Cred că, mai ales pentru cei care au experimentat deja, poate nu pentru 30 de zile, dar pentru o perioadă mai scurtă, această metodă, răspunsurile sunt evidente. Pentru ceilalți merită, desigur, să încercați. Dar mai e vorba despre felul în care timpul liber, trândăvia, ne ajută să avem o privire pătrunzătoare. Ne spune Cal Newport, uitați-vă la următorul pasaj dintr-o lucrare din 2006 care a apărut în publicația Science. Literatura științifică subliniază beneficiile deliberării conștiente în luarea deciziilor de sute de ani. Întrebarea adresată aici este dacă această perspectivă este justificată sau nu. Noi, adică revista Science, susținem că nu. În această afirmație inofensivă se insinuează o pretenție îndrăzneață. Autorii acestui studiu și-au propus să dovedească faptul că e mai bine ca unele decizii să fie soluționate de subconștient. Cu alte cuvinte, încercarea activă de a ajunge la aceste decizii va conduce la un rezultat mai prost decât dacă am introduce pur și simplu informațiile relevante, apoi am trece la altceva, lăsând straturile mentale ale subconștientului să cugete asupra lucrurilor. Echipa de psihologi menționată mai devreme a izolat acest efect, oferindu-le subiecților informațiile necesare pentru o decizie complexă legată de achiziționarea unei mașini. Jumătate dintre subiecți au fost instruiți să analizeze bine informațiile, iar apoi să ia cea mai bună decizie. Ceilalți subiecți au fost distrași de puzzle-uri ușoare după ce au citit informațiile, iar apoi li s-a cerut să ia decizia pe loc, fără a fi avut timp pentru a delibera conștient. Grupul celor supuși perturbărilor a avut performanțe mai bune. Cu alte cuvinte, deci e necesară uneori și o formă de relaxare a activității noastre mult prea raționalizante. Trebuie să ne lăsăm conduși și de intuiție. Dar cum facem asta? Pur și simplu luându-ne mintea de la subiectul principal și ocupându-o cu ceea ce ar putea să însemne mici distracții benigne însă. Bun, mergem mai departe. Există o idee populară conform căreia artiștii lucrează pe baza inspirației, că sunt loviți subit ori fulgerător de cine știe unde sau că energia lor creativă mocnită ajunge să dea pe afară. Dar sper că totul arată limpede, că să te aștepți să te lovească inspirația este un plan absolut îngrozitor. De fapt, poate că singurul sfat pe care pot să-l ofer oricui încearcă să facă o muncă creativă este să ignore inspirația. Și într-un articol din New York Times pe această temă, David Brooks rezumă această realitate mai direct. Marile minți creative gândesc ca artiștii, dar lucrează precum contabilii. Deep Work tocmai asta ne sfătuiește să facem, să abordăm pe de-o parte intuiția artistică, dar și să lucrăm cu o tenacitate de termită, ca un contabil care sapă până la epuizare în cele mai plicticoase detalii. Doar această combinație, spune Cal Newport, de lăsare a reveriei să ne inunde pe de-o parte, dar și de abordare lucidă și în forță a celor mai plicticoase detalii ar putea reprezenta o soluție pentru amânările noastre, pentru neputințele noastre, pentru ceea ce considerăm că este lenea noastră, pentru paralizia noastră psihologică și mentală. Așadar, volumul de față
este important, îndrăznesc să spun, pentru că ne învață să fim adunați, să nu amânăm și să ne îndeplinim proiectele, pentru că între noi și îndeplinirea lor stă foarte puțin, o mică scânteie. Această scânteie poate fi aprinsă de Deep Work, volumul lui Cal Newport, apărut la Editura Publica. Dragii mei, citiți că nu vă face rău. Cele bune pe data viitoare!